Salutare! Acesta este Keto Bulk Update 3. Să vedem ce schimbări s-au făcut într-a treia săptămână. De mâncat 4000 de kilocalorii la dieta ketogenică. Kilogramele astăzi au arătat 83, ieri erau 82. Deci e o reținere ceva de apă, eu am notat ca 82. Cu toate că și acestea 82, față de 80.8 săptămâna trecută, tot poate fi specific pentru că eu mă cântăresc în fiecare zi, anume că nu e că așa să apară de la 82 de ieri până la azi 83, că eu dacă m-aș fi cântărit o singură dată, eu n-aș fi înțeles că e un flux, de exemplu, da? Mi-aș fi dat seama, dar n-aș fi încrezut pe 100%, da? Așa sunt încrezut. Și exact în timpul săptămânii erau 80 jumate, 80.8, și apoi jumătate de kilo în cap a venit și a mai venit încă jumătate de kilo. Deci e ceva specific. Oricum, adică încă asta trebuie de văzut. Să vedem pe următoarea săptămână ce o să fie. Dar greutatea oricum adică crește. Că era 80, 80.8, 82. Deci crește. În talie, clar că mâncând mai mult, a crescut un pic 80 cm talia în punctul cel mai lung diametru. Pieptul la fel, bicepsul la fel, quadricepsul jumătate centimetru arată mai mult. Poate fi o reținere, nu știu, specific. Mai vedem săptămâna în viitoare, oricum, pentru încredere, pentru că am spus că cam vreo 3-4 săptămâni am să fac, pentru că să fiu încrezut, asta mai fac și săptămâna următoare, înainte de a trece la următoarea etapă, da? Și în săptămâna aceasta am experimentat cu altceva. Dacă până acum am experimentat că mâncam puține proteine, puține glucide, acum ce am încercat săptămâna aceasta? Am mâncat vreo 2 zile 60 de grame de glucide, vreo 2 zile 80, într-o zi am mâncat 100, vineri am mâncat 100 de glucide, dar glucidele acestea au fost luate din legume, oricum, nuci, adică din unele surse interzise la dieta ketogenică, nu că nu de genul orez, ovăz sau așa mai departe, da? Pur și simplu, într-o zi am mâncat 150 de grame de căpșuni, de exemplu, în două zile separate am mâncat 75 de grame de nuci pistachio, sau pistachio, cum naiba le spune, da? Și ceapă în alte zile am mâncat. Am mâncat coleslaw. Era făcut din varză, care se permite la dieta ketogenică, și ceapă. Deci, practic, glucidele acestea în surplus față de zilele obișnuite până acum au fost luate din pistachio, ceapă și într-o zi din niște căpșuni. Dar 150 de grame de căpșuni sunt mai puțin de 10 grame de glucide. Așa că, deci, cam așa. Am încercat doar până vineri treaba asta. Sâmbătă-și duminică, adică astăzi, duminică și ieri, am mâncat normal, astăzi să mănânc normal și următoarea săptămână. Probabil din cauza asta și un pic de reținere de apă a venit, au crescut greutatea, că de asta și vreau să văd pe următoarea săptămână ce o să întâmple. O să plece ceva din greutatea ce sau o să rămână egal sau o să crească. Da? Greutățile la sală cresc, progresia merge la fiecare antrenament. Eu cresc în greutate pe bară sau pe ganteră, oriunde n-ar fi, am progres constant. Deci cel puțin, oricum corpul e mai puternic, logic mușchi cresc odată ce greutatea crește. Deci oricum progres este. Dar dimensiunile nu cresc așa de repede pentru că totuși organismul nu se adaptează la reținerea la glicogen mai mare, da? Pentru că normal când ești pe glucide, el reține din ce în ce mai mult glicogen și mușchi se umflă numai de apă, de glicogen, da? Dar aici se primește că crește încet, încet câte o fibră musculară, adică și asta e, nu poți să o măsori, asta e la microni, nu la milimetri cum măsori la bandă, deci. Dar și grăsimea nu poți spui că crește ca aceeași viteză ca la glucidii, pentru că pe glucidii acolo serios crește greutatea dacă mâncam 4000. Asta e tot ce a fost pe a treilea update. Deja concluzia o să fie duminica următoare. O să fie finalizarea, concluzia și o să vedem ce o să mai schimbi plus, minus și săptămâna aceasta. Sper că v-a plăcut. Dați un like, abonați-vă și ne vedem în următorul clip. Pa!